Putem să vorbim despre oameni care l-au întâlnit pe Dumnezeu și și-au văzut mai departe de viețile lor fără să fie foarte impresionați de această întâlnire. Putem însă să cunoaștem și oameni care au fost căutați de Dumnezeu, întâlniți de către El, putem să spunem, și după întâlnirea aceasta viața lor nu a mai fost aceeași. Este foarte important să înțelegem sensul acestei întâlniri. Atunci când cineva îl caută pe Dumnezeu și atunci când Dumnezeu îl caută pe cineva, dacă lucrul acesta este pornit în ambele sensuri, este o minune care se realizează și este de dorit în planul lui Dumnezeu. Se poate întâmpla însă ca uneori Dumnezeu să-l caute pe om, el să nu fie interesat de lucrul acesta și să respingă ceea ce Dumnezeu îi oferă în întâlnirea despre care putem să vorbim. Nu același lucru se petrece și în experiența lui Iacov, pe care îl observăm în capitolul precedent, în așteptarea uneia dintre cele mai mari confruntări ale vieții sale. Întâlnirea după 20 de ani cu cineva pe care l-a înșelat, furându-i un drept, este fratele său, Geamăn, Esau. Cu siguranță, orice întâlnire cu cineva care îți devine adversar este periculoasă. Cu atât mai mult cu cineva care te cunoaște, îți știe toate slăbiciunile, știe exact unde să vină și cum să înceapă pentru a câștiga și pentru a-și realiza răzbunarea. Însă, înainte de întâlnirea cu Esau, Iacov, spuneam, se întâlnește cu Dumnezeu. În capitolul acesta vom vedea care este consecința întâlnirii lui Iacov cu Dumnezeu. Cu Dumnezeul care îi se mai descoperise odată. Cu Dumnezeul cu care încheiase un oarecum angajament. Cu Dumnezeul care i-a promis că îi va purta de grijă și cu același Dumnezeu care i-a spus să se întoarcă acasă, în țara lui natală, la tatăl său. Întoarcerea aceasta, dintr-un anumit punct de vedere, era dificil de acceptată de către Iacov, pentru că el știa că acasă nu este întâmpinat cu flori, acasă va fi întâmpinat cu sabie, va fi întâmpinat cu răzbunare. Întotdeauna însă Dumnezeu știe care sunt dificultățile vieții. Întotdeauna Dumnezeu ne cunoaște trăirile, ne cunoaște temerile și știe care sunt piedicile care ar putea să se așeze înaintea noastră ca să putem să nu mergem mai departe în ascultarea de El. Și întotdeauna Dumnezeu, dacă avem încredere în El, vom vedea cum rezolvă aceste dificultăți. Experiența acestui capitol pe care îl studiem în această ocazie este o dovadă clară că Dumnezeu cunoaște ceea ce urmează să se întâmple și ia toate măsurile pentru ca împreună cu El să poată fi depășit orice obstacol. Precedenta întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu într-o dimensiune imposibil pentru noi să înțelegem, putem să spunem doar la nivelul unei dimensiuni transformatoare. Întâlnirea aceasta cu Dumnezeu l-a transformat pe Iacov într-o posibilitate de biruitor față de Esau care venea înaintea lui cu o armată. În urma acestei întâlniri cu Dumnezeu, Iacov a avut s-au rămas cu o obișnuință și anume aceea de a-și ridica ochii în sus, de a-și înălța spre cer. În urma dialogului pe care îl va avea cu Esau, cu fratele său Geamăn, întâlnirea față în față, de care se temea de atâta vreme, în întâlnirea aceasta cuvintele sunt măsurate, atitudinile sunt foarte bine calculate, și cel mai important lucru este dispoziția de umilință. Probabil că atitudinea aceasta de umilință îi place cel mai mult lui Dumnezeu, pentru că
poate să folosească omul umilit. În smerenie, omul poate să fie folosit de Dumnezeu, transformat și în același fel binecuvântat. Versetul 1 ne spune că Iacov a ridicat ochii și în timpul nopții trecute Iacov ridicase ochii, în întuneric nu vedea pe nimeni, sau mai bine zis, nu identifica pe cel care era deasupra lui, pe cel care îl chinuia și cu care se lupta. De data aceasta a ridicat ochii și s-a uitat. Iată că Esau venea cu 400 de oameni. Atunci a împărțit copiii între Leia, Rahela și cele două roabe. Noaptea trecută, spuneam, văzuse un străin, nu-l putea identifica, îl credea dușman, iar acum, în timpul zilei, vede pe fratele său care îi este dușman. Ce bine ar fi fost dacă, în urmă cu 20 de ani, când era în hainele lui Esau îmbrăcat, ar fi ridicat ochii spre cer, înainte de a ridica ochii spre tatăl său, pe care îl mințea. După 20 de ani, Esau în sfârșit îl întâlnește pe Iacov. Sigur că a auzit de întoarcerea lui Iacov, pentru că el îl aștepta. Îl aștepta mai departe de casa părintească, pentru că evenimentul pe care și-l programase și pe care îl așteptase 20 de ani, răzbunarea, să fie cât mai departe de auzul tatălui său Isaac. Probabil că Esau n-a vrut să-l supere pe Isaac, datorită lucrurilor pe care nu știa cum le va rezolva prin răzbunarea sa asupra lui Iacov. El făcuse un jurământ că îl va ucide. Și lucrul acesta, pentru un om orgolios, cum este Esau, trebuia să se întâmple. Doar o intervenție divină ar fi putut să oprească lucrul acesta. Și Esau dorea ca tatăl său să nu afle prea repede ceea ce s-ar putea întâmpla. În momentul în care Iacov îl zărește pe Esau cu armata lui de 400 de oameni înarmați, își separă tabăra, o separă de el însuși și o împarte în trei grupe, de la cei mai puțin prețuiți până la cei mai dragi. Mai întâi așează slujitorii, roabele, care au copii, apoi Leia și la urmă este Rahela cu Iosif. Numele lui Iosif este în descrierea aceasta singurul copil menționat pe nume. Motivul acestei măsuri pe care Iacov o ia nu este foarte clar. Poate că Iacov a așezat pe Rahela și pe Iosif la urmă din motivele cele mai serioase privind securitatea. Sau este posibil ca Iacov să o păstreze pe Rahela, să-i o prezinte lui Esau, pe soția lui favorită, și aceasta fiind ultima, a pus în frunte roabele cu copiilor, apoi Leia cu copiii ei și la urmă l-a așezat pe Rahela cu Iosif, cum spuneam. Versetul 3 ne spune că Iacov face un lucru pe care nu-l văzusem până acum în atitudinea lui. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Ne-am fi obișnuit de la momentul descrierii capitolul precedent, cum Iacov la auzirea veștii că Esau se vine înaintea lui, l-au apucat temerile, l-a apucat frica și probabil că și-a rezervat un loc mai în urmă cu ideea de a fi confruntat și poate că mânia lui Esau să se mai fi potolit. După întâlnirea cu Dumnezeu, Iacov nu mai stă ultimul. Iacov decide să se așeze în fața taberei și să inițieze apropierea de Esau într-un mod cu totul și cu totul special.
Iacov nu-l confruntă pe Esau imediat. Nu se duce la el liniștit, nici amenințător, nu se duce nici în mod direct. El se apropie progresiv, într-o manieră dramatică. Ne aducem aminte? Iacov șchioapătă. Mersul lui nu este cel mai rapid. Și cu fiecare pas este durere. Cu fiecare plecăciune, de fiecare dată când se alungă cu fața la pământ și o face de 7 ori, ridicarea la verticală este grea pentru Iacov. Și totuși Iacov se pleacă la pământ de 7 ori în timp ce se înaintează apropiindu-se de Esau. Însă el rămâne la distanță. Se oprește la un moment dat în fața lui Esau, dar este plecat la pământ. Poziția aceasta a lui Iacov amintește de binecuvântarea tatălui său. Națiuni, popoare, neamuri, spunea tatăl său, se vor pleca înaintea ta. În sensul acesta, se pare că Iacov încearcă să repare istoria și să întoarcă lui Esau binecuvântarea pe care i-a furat-o. Sigur că Iacov, despre care vorbim acum, este un om transformat. Este total diferit de acel Iacov care a părăsit cortul tatălui său în urmă cu 20 de ani. Este Iacov care a fost umilit în noaptea trecută de către Dumnezeu. Este în suferință Iacov care și-a pierdut aroganța și a pierdut ambiția la măreție. Nu mai este Iacov. Acum este Israel. Nu mai este moștenitorul legitim. Nici măcar fratele pe care Esau îl numește fratele meu. Ci este Iacov care îl numește pe Esau domnul meu. Și el se identifică ca fiind slujitorul, robul. 7 plecăciuni în vremea antică, în fața unei persoane pe care o considera superior prin putere, prin poziție, prin autoritate, 7 plecăciuni erau considerate un semn desăvârșit al umilinței și o supunere absolută. În același timp, atitudinea aceasta de plecăciune de 7 ori transmitea mesajul unei părăsiri complete pentru orice pretenții de privilegii speciale. Iar pentru Esau era mesajul că el renunță la ceea ce câștigase prin perfidie. În felul acesta, prin manifestările acestea repetate, Iacov se gândea să câștige inima fratelui său. Și lucrul la care nu se aștepta nimeni, lucrul pe care nici Iacov nu l-ar fi îndrăznit să-l viseze măcar, se întâmplă. Esau aleargă înaintea lui, nu cu sabia scoasă, ci cu mâinile întinse. Esau l-a îmbrățișat, i s-a aruncat pe grumaz, l-a sărutat și au plâns. Dacă încercăm să ne imaginăm versetul acesta cu mișcările acestea descrise într-o formă lentă, ne imaginăm că oamenii care privesc taberele, pentru că acum sunt mai multe tabere, nimeni din nicio tabără nu recunoaște ceea ce se întâmplă. Nu își dă seama nimeni ce înseamnă tabloul acesta. Pentru că Esau aleargă, dar nu în disperare, nu pentru că nu se mai poate stăpâni de ură și violență, ci Esau aleargă spre Iacov, care șchioapătă, îl îmbrățișează, îi se aruncă pe grumaz, îl sărută și împreună plâng.
Probabil că în mintea lui Esau toată dorința de răzbunare, toată ura pe care o manifestase și o împrăștiase în jur 20 de ani, atunci când l-a văzut pe Iacov șchiopătând, prăbușit în țărână, în mintea lui și în inima lui Esau, simțămintele naturale ale iubirii frățești au explodat. În inima lui Esau nu mai este răutatea, pentru că răutatea a dispărut în momentul în care umilirea lui Iacov se manifestă. O umilire amestecată cu durerea, un simțământ de durere amestecat cu smerenia, este ceea ce l-a impresionat pe crudul Esau, care parcurge această distanță cu o singură dorință, să-l distrugă pe Iacov. Probabil că, înțelegând că nu are a se teme deloc de Iacov, pentru că el șchioapătă, Esau renunță la tot arsenalul cu care este înarmat și lasă liber frâul emoțiilor naturale ale inimii sale. Patru verbe descriu această mișcare a lui Esau către Iacov. Mult mai amplă este mișcarea lui Esau către Iacov decât este mișcarea lui Iacov către el. A alergat, a îmbrățișat, a căzut, a sărutat. Și abia când acestea se contopesc, împreună, la unison, plâng. Plânsul este ceea ce îi aseamănă, plânsul este ceea ce reunește pe frații gemeni. Nu mai este nicio mândrie, nu mai sunt pretenții, este doar un sentiment. Și sentimentul acesta este dragoste. Este un deznodământ neașteptat. Nimeni nu se așteaptă. Și probabil că apare întrebarea, de unde schimbarea aceasta? Pentru că în ocazia trecută, când Laban l-a urmărit, timp de 7 zile, hotărât să-l prindă și să-l dezmoștenească de tot ce avea, Laban, după 7 zile, vorbește așa de blând și toată întâlnirea se încheie doar cu îmbrățișarea nepoților și a fetelor. De data aceasta, Esau se poartă mai frumos decât Laban, mai amabil și mai drăgăstos decât se poate aștepta Iacov. Soldații duri ai lui Esau și slujitorii care tremură ai lui Iacov, niciunul nu înțelege nimic. Găsim o descriere în Cartea Patriarhi și Profeți. Și anume că în timp ce Iacov se lupta cu îngerul în timpul nopții, un alt mesager ceresc a fost trimis la Esau în vis. Esau l-a văzut pe fratele său timp de 20 de ani de exil, din momentul plecării din casa tatălui său. Esau a fost martor la durerea lui, a lui Iacov, când a aflat de moartea mamei sale. L-a văzut însoțit de oștile lui Dumnezeu. Acest vis a fost povestit de către Esau soldaților lui. Porunca a fost să nu-i facă nimeni niciun rău lui Iacov, pentru că Dumnezeul tatălui său era cu el. Într-un singur loc mai există un tablou asemănător. În Noul Testament, pilda fiului risipitor. Tatăl prezintă aceeași imagine pe care o descrie Geneza, întâlnirea lui Esau cu Iacov. Când era departe, tatăl său l-a văzut pe fiul risipitor, i s-a făcut milă de el, a alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Observăm în ocazia aceasta modul prin care Dumnezeu lucrează fără ca măcar să știe Iacov,
fără să-l înștiințeze. Iacov doar beneficiază de tot ceea ce Dumnezeu face. Însă, aceasta se întâmplă după ce Iacov nu mai este același. După ce Iacov este transformat, este schimbat. Și acum vorbim despre Israel. Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Iacov a răspuns, sunt copiii pe care a dat Dumnezeu robului tău. Roabele s-au apropiat cu copiilor și s-au aruncat cu fața la pământ. Lea și copiii de asemenea s-au apropiat, s-au aruncat cu fața la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu fața la pământ, după același model pe care l-au văzut la Iacov. Posibil ca în timpul îmbrățișării fraților despărțiți timp de 20 de ani, cele 4 soții ale lui Iacov, cei 12 copii pe care îi are deja, vorbim despre 12 pentru că Beniamin nu este născut și printre cei 12 se găsește Dina, singura fată a lui Iacov, născută de către Lea. În timpul acesta al îmbrățișării lor, al plânsului lor, copiii s-au apropiat împreună cu mamele lor. Dacă observăm bine, răspunsul lui Iacov este parțial. La întrebarea cine sunt aceia, Iacov spune doar copiii. Iacov nu spune nimic despre soțiile din Padan Aram, ca nu cumva Esau să asocieze motivul pentru care el a fugit de acasă și nu a mai putut să se răzbune. Este o anumită diplomație pe care Iacov o păstrează, măsurându-și cuvintele și știind exact ce trebuie să spună. Esau a zis, ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o? Și Iacov a răspuns, voiesc să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. Vom asista la acest dialog, întrebare-răspuns, unul vorbește, altul răspunde, dar întotdeauna distanța în acest dialog este Domnul meu și robul tău. Acestea sunt elementele care par să așeze o anumită distanță între cei doi frați. Respectul. Sigur că Esau cunoaște scopul acelor tabere pentru că le întâlnise și știa răspunsul de la fiecare tabără. Aceeași întrebare a fost și pentru darurile pe care le primise mai înainte. Răspunsul lui Iacov este același. Să capăt trecere cu ea înaintea Domnului meu. A căpăta trecere înseamnă a căpăta milă. Harul este cel pe care îl caută Iacov și el este convins că îl poate primi pentru că noaptea trecută Dumnezeu îl oferise. Este harul îmbelșugat al schimbării, al transformării. Esau a zis, eu am din belșug, păstrează frate ce este al tău. Esau refuză să primească, însă Iacov folosește ceea ce știa despre Esau, și anume dorința lui de a avea mai mult. Și Iacov știe să stăruiască, știe ce înseamnă o rugăciune stăruitoare. O folosise noaptea trecută cu Dumnezeu și a avut câștig, a avut răspuns. În același fel, el vrea să se asigure că ceea ce îi oferă lui Esau va fi primit. În timp ce Iacov se adresează lui Esau cu Domnul meu, Esau îi răspunde cu fratele meu. Ar putea să fie lucrul acesta un semn că în sufletul lui a hotărât să-l ierte?
Pentru Iacov încă nu este în siguranță. Pentru că Iacov a răspuns, nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea. M-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu? Și tu m-ai primit cu bunăvoință. Aceste cuvinte ale lui Iacov, adresate lui Esau, ne aduc aminte de recunoștința pe care el o manifestă în sufletul său atunci când știe că prezența cuiva l-a însoțit, scăpându-l de la ban și în același timp realizând ceea ce acum poate să trăiască. Întotdeauna când ești conștient că Dumnezeu este alături de tine, folosești orice ocazie să vorbești despre El și nimic nu-l oprește pe Iacov să vorbească despre fața lui Dumnezeu, care era încă vie în amintirea lui, chiar dacă el se uita acum la Esau. Versetul 11 arată insistența pe care Iacov o are. Primește deci darul meu care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți. Am de toate. Astfel a stăruit el și Esau a primit. Sigur că aceste cuvinte nu sunt rostite la voia întâmplării, ci aceste cuvinte sunt foarte bine alese. Pentru că atunci când Iacov spune Dumnezeu m-a umplut de bunătăți, face aluzie și transmite lui Esau că are destul și că va renunța la binecuvântarea pe care el trebuie să o primească prin dreptul de întâi născut de la Isaac. Dumnezeu mi-a dat. De aceea pot să-ți dau și ție din ceea ce Dumnezeu mie mi-a dat. Mai mult decât atât, în concepția antichității, era foarte important ca Iacov să îl facă pe Esau să primească darul. Pentru că acceptarea darului de către persoana superioară garanta împlinirea cererii, împlinirea dorinței. Și dacă cererea lui Iacov era pentru iertare, acceptarea darului de către Esau însemna că el a primit cererea lui și îl va ierta. Chiar dacă atitudinile celor doi par să fie cele care au stabilit împăcarea, Iacov dorește să se asigure că totul va merge până la sfârșit. Oricând Esau poate să se schimbe, oricând poate să-și amintească de ceva, să nu cumva să găsească vreun indiciu care să-i răscolească dorința lui de 20 de ani de a se răzbuna pe Iacov. Dacă va fi refuzat darul pe care îl oferă, atunci Iacov trebuie să se teamă de orice. Un lucru care este în evidență este că Iacov nu folosește nicio aluzie cu privire la sine. Nu vorbește despre capacitatea lui, despre profesionalismul lui, ci el pune totul care este în jur, atât ce rămâne pentru sine, cât și ceea ce îi dă lui Esau, totul el îi atribuie harului lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a umplut de bunătăți. În felul acesta, el are motiv să stăruie de sau ca să primească darul. Până la urmă, se pare că a acceptat sau și versetul 12 ne spune că el ia inițiativa. Deja se crede fratele mai mare, care trebuie să-l protejeze pe cel mic. Hai să plecăm, zice Esau, și să pornim la drum. Eu voi merge înaintea ta, asigurându-ți protecția. Probabil că Esau a considerat că fratele lui va porni îndată să-l găsească pe tatăl său. Din cauza aceasta a hotărât să meargă împreună, asigurându-l că îi va merge înainte pentru protecție. Poate într-un mod echilibrat, poate analizând încă o dată situația,
poate nesigur pe ceea ce vede și pe ceea ce simte, versetul 13 ne spune că Iacov i-a răspuns: Domnul meu vede că copiii sunt mici, am oi și vaci fătate, dacă le-am silit la drum, o singură zi, toată turma va pieri. Este o ofertă refuzată politicos. Și iarăși Iacov își folosește cuvintele cu înțelepciune și delicatețe. Argumentul este puternic. Într-adevăr, motivele sunt destul de serioase. Nu pot fi interpretate doar ca simple pretexte, ci niște realități. Mai mult decât atât, deși a dat de înțeles că Dumnezeu a fost cu el și că Dumnezeu este cu el, Iacov nu are nevoie de gardă militară, pentru că el este convins că este apărat de oștirea lui Dumnezeu. Se întâlnise cu două cete de îngeri în ziua precedentă. Din cauza aceasta, el dorește să rămână cu Dumnezeu, în ritmul de mers în care a văzut că Dumnezeu îl însoțește și îl protejează. Răspunsul lui continuă: Domnul meu s-o ia înaintea robului său. Eu voi veni încet pe urmă la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii până voi ajunge la domnul meu în Seir. Seir este locul în care Esau își are locuința. Aceasta este o promisiune pe care Iacov o face că îl va vizita pe Esau. Esau are o contraofertă. Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei. Și Iacov a răspuns: pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere înaintea ta, domnul meu. De unde această bunătate de peste noapte a lui Esau? De unde ceea ce era folosit ca instrument de distrugere, acum este oferit ca instrument de protecție? Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Este proverbul care spune: când îi place lui Dumnezeu calea unui om, face prieten chiar și pe dușmanii lui. Lucrul acesta este evident. Este aproape uimitor să auzi cuvintele atât de, de blajine, atât de ocrotitoare ale lui Esau, spuse celui pentru care venise în armat să-l omoare. Acum dorește să-l protejeze. Ultima remarcă a lui Iacov, să capăt trecere în ochii domnului meu, sugerează faptul că el încă nu este sigur. Se teme de potențiale răutăți, chiar din partea ostașilor pe care Esau i-ar putea lăsa. Pentru că oamenii aceia ar putea să vadă bogăția, ar putea să-l vadă că este vulnerabil, nesigur, în ceea ce privește protecția armată, și ar putea să nască o revoltă. Din nou, Iacov face apel la favoare, la harul pe care îl așteaptă din partea lui Esau. Lucru care se pare că îl și obține. Nu pentru că sunt cuvintele lui, ci doar pentru că este influența lui Dumnezeu. Doar pentru că acolo este Dumnezeul lui, cu care se întâlnise noaptea trecută. În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir. Iacov a plecat mai departe, la Sucot, și a zidit o casă, a făcut colibi pentru turme, de aceea s-a dat locului acelui numele Sucot, colibi. Foarte interesante cele două versete. Ele arată niște deosebiri fundamentale ale sensului pe care viața fiecăruia o apucă. Din momentul acesta, cei doi frați s-au despărțit. Dar despărțirea aceasta arată o despărțire reală a vieții, a sensurilor, a relației cu Dumnezeu, dacă vrem să spunem așa. Esau s-a întors. Iacov a mers mai departe. Chiar dacă Esau se întoarce acasă
Întoarcerea aceasta înseamnă abandonarea unei relații cu Dumnezeu. Iacov merge mai departe, pe drumul acela pe care a pornit și pe care s-a asigurat că îl însoțește Dumnezeu. Direcțiile în care cei doi merg după ce se despart nu se vor mai întâlni niciodată, pentru că sunt direcții ale destinelor, sunt direcții ale alegerilor, sunt direcții contradictorii, avându-L pe Dumnezeu în mijloc. Esau ajunge la locul lui, la Seir, este probabil locul pe care și l-a câștigat cu arma, iar Iacov își zidește o casă. Niciodată până acum nici Isaac, nici Avraam, niciunul dintre ei nu și-a ridicat o casă. Aceasta ne spune că Iacov avea de gând să locuiască acolo timp mai îndelungat. Nu știm din ce cauză. Este posibil ca pășunea pentru turmele lui să fie potrivită și este posibil ca zona să nu fie foarte populată. Cert este că Iacov și-a zidit o casă. La întoarcerea lui din Padan Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem, în țara Canaan, a tăbărât înaintea cetății. Un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere și este foarte important, este că această casă pe care Iacov o zidește nu este pe un pământ străin, ci este pe pământul Canaan. Este în țara pe care el știa că a primit-o prin binecuvântare. Nu scrie Biblia că și-a făcut o casă în 20 de ani cât a locuit la Laban, pentru că locul lui nu era acolo. Dar când a ajuns în țara făgăduită, când a ajuns în țara tatălui său, pe care urma să o moștenească, Iacov își zidește o casă. Putem să învățăm aici un lucru foarte important, și anume, unde zidim, unde ne așezăm ancora, unde ne batem țărușii, unde este locuința noastră. Dacă ne facem locuința, acolo va fi și investiția noastră. Și dacă ea este pe tărâmul făgăduințelor lui Dumnezeu, dacă locuința noastră, adică locul unde petrec cel mai mult timp, locul în care voi face investiții și pe care îl voi apăra, dacă locul acela este în promisiunile lui Dumnezeu sau limitat de promisiunile lui Dumnezeu, atunci lucrul acesta este bine, este bun. Și trebuie să facem lucrul acesta cu seriozitate în fiecare zi. Noi trebuie să ne zidim o casă în care să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne zidim o locuință care să-L primească pe Dumnezeu în interiorul ei. Acum, când Iacov își zidește casa, se împlinesc 20 de ani și Iacov descoperă că locul la care trebuie să ajungă este Betel. Este aproape Betelul. Și Betelul este locul în care Dumnezeu i s-a descoperit. Acum el era liniștit pentru că a intrat pe tărâmul făgăduinței. Biblia ne spune la versetul 19 faptul că, deși primise ca moștenire prin binecuvântare țara Canaan, el totuși se simte străin și călător. Am mai vorbit despre aceasta atunci când Avram a cumpărat un ogor pentru a o înmormânta pe Sara. El se considera străin, deși era moștenitorul făgăduinței Canaanului. Aceeași imagine o are Iacov despre sine. El este conștient că este moștenitorul făgăduinței, dar deocamdată este străin și ceea ce folosește el trebuie să plătească. Și Biblia ne spune că el nu consideră ca un lucru de apucat moștenirea lui.
ci partea de ogor pe care și-a întins cortul a cumpărat-o de la fiul lui Hamor, tatălui Sihem, cu 100 de chesitari. Lucrul acesta ne face să înțelegem foarte multe lucruri din punct de vedere spiritual. Pentru că chiar dacă noi beneficiem de făgăduințele pe care Dumnezeu ni le dă în Sfânta Scriptură, noi trebuie să le împlinim în măsura în care ne facem partea. Pentru că nicio făgăduință nu se poate împlini dacă noi nu ne vom face partea cuprinsă în mod expres în făgăduința aceea. Chesita este o unitate monetară, nu se cunoaște valoarea ei. Mai apar de două ori noțiunile despre chesita în Iosua și în Iov. Aici este momentul în care se pare că Iacov sapă o fântână care rămâne secole la rând. Este fântâna aceea la care se întâlnește Domnul Iisus cu femeia samariteancă. Aceasta este partea de ogor pe care a cumpărat-o. Și prin cumpărare, el o atribuie și devine dreptul lui mai mult decât moștenirea. Și cu siguranță lucrul cel mai frumos dintre toate este că atunci când ajunge și își dă seama că Dumnezeu și-a împlinit făgăduința, nu cumpără doar un loc, nu își zidește o casă, ci acolo ridică un altar. Și îi dă și un nume. Numele este cel pe care el îl conștientizează că îl are. Este numele pe care pentru prima dată el îl scoate în evidență. Un altar pe care îl numește Domnul este Dumnezeul lui Israel. El de acum rămâne cu identitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. La fel a făcut și Avram când a intrat pentru prima dată în țara Canaanului și acolo a ridicat un altar. Dar este atât de frumos ca să vezi că Dumnezeu este recunoscut nu ca un Dumnezeu al tatălui sau Dumnezeului Avram, ci ca Dumnezeul propriu. Nu este Dumnezeul nostru, ci este Dumnezeul meu. Nu este Mântuitorul nostru, ci este Mântuitorul meu. În felul acesta, Iacov se referă de aici încolo la Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui. În momentul în care el ridică altarul, se asigură și de faptul că prezența lui Dumnezeu va fi acolo în permanență și îi asigură pacea și liniștea și ocrotirea. Cu siguranță că el își dorește pacea, nu mai este hărțuit de către Laban, nu mai este amenințat de către Esau. Doar că lucrurile nu sunt așa cum le așteaptă el, ci vom descoperi că este cineva care aude chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Iacov, aude invitația de a se întoarce în țara tatălui său, în locul de naștere, și dacă în primele două piedici n-a reușit să-l blocheze și n-a reușit să-l distrugă, pregătește o nouă amenințare mai periculoasă, mai dificilă de rezolvat, pe care de data aceasta Dumnezeu nu mai realizează, ci îl lasă pe Iacov să facă rezolvarea acestei situații. Lucrurile sunt foarte importante să le înțelegem în felul acesta. Pentru că la începutul cunoașterii noastre de către Dumnezeu, el lucrează pe căi nebănuite de noi. Dar cu cât noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă ca să ne facem și noi partea. Să luăm atitudini față de cei din jurul nostru. Să lucrăm la ceea ce el așteaptă de la noi.
Pentru că dacă nu vom face lucrul acesta, El nu va mai interveni așa cum a făcut-o înainte. Dumnezeu se poartă cu Iacov ca și un părinte cu copiii săi. Mai întâi îl poartă pe copil în brațe, îi face toate lucrurile, îl spală, îl schimbă, îi dă să mănânce, tot. La un moment dat însă, părintele așteaptă ca și copilul să facă ceva. Pentru că știe că poate să facă. Și dacă nu face, atunci nici partea părintelui nu se va realiza așa cum așteaptă el. Pentru că dacă n-ar face așa, nu s-ar învăța niciodată și nu s-ar dezvolta singur, să aibă încredere că ascultarea duce la realizări frumoase. Amenințarea pentru ocazia viitoare o vom discuta și vom descoperi că cercul se strânge, se apropie mai mult de persoana lui. Este deja a doua ocazie sau a doua piedică pe care Dumnezeu o realizează, fără ca Iacov să știe cum, dar pentru a treia încercare vom descoperi că Iacov trebuie să-și facă partea. Cum intră în necazul următor, o să vorbim în capitolul care urmează. Cam aceasta este povestirea despre modul în care Dumnezeu a realizat dorința lui Iacov și a adus pacea acolo unde nimeni nu avea nicio așteptare.